Bună dimineața, dragilor! Începem astăzi un nou daily vlog. Mi-am început ziua cu o răceală. Am răcit foarte, foarte rău. Peste noapte am făcut și puțină febră. Am dormit foarte rău. Dar sunt deja pe tratament, iau deja pasteluțe, deci o să fie mai bine. Am nasul înfundat și vorbesc pe nas și mă doare foarte rău gâtul. Mi se usucă. Dar astăzi avem o zi destul de lungă. Trebuie să merg la salon. O să lucrez astăzi, după amiază, toată ziua. Și înainte de asta trebuie să merg la salon, să-mi iau casa de marcat și să o duc la serviciul de unde am luat-o. Pentru că am înțeles că o să-mi expire înregistrarea ei la ANAF. Așa că trebuie să merg să vedem ce este de făcut la ea și să facem. După care o să merg la salon. Ar fi fost în plan și să ajung la sală astăzi. În schimb, nu mă simt în stare pentru că abia pot să respir. Așa că mai bine îmi iau câteva zile pauză de la asta să văd cum o să mă simt mâine. Mâine ar trebui să fiu liberă și dacă o să mă simt mai bine, poate merg să fac un antrenament mai ușor. Momentan îmi savurez a doua cafea pe ziua de astăzi, care este super bună. Mi-am pus flap drops-ul acela cu cocos, câteva picături și este foarte gustoasă. Iar apoi merg să văd ce fac cu părul, pentru că l-am spălat și îl las să se usuce. În ultima perioadă nu prea l-am mai uscat cu fionul, așa că vreau să se usuce de tot, mai este puțin telud. Iar apoi să-l ondulez un pic, după care mă pregătesc și ieșim din casă. Oricum mai am timp, că ceasul acum este 10 și undeva în jur de 11 jumătate trebuie să ies din casă ca să am timp să ajung la salon, să merg cu casa de marcat, iar de la 2 încep să lucrez până de seară la 7 jumătate. Așa că vedem cum o să fie ziua asta. Nu mă simt extrem de bine, dar nici nu vreau să-mi anulez programările. O să merg și o să le fac așa cum pot, ca mâine să pot fi liberă, pentru că dacă le anulez astăzi, ar trebui să le mut pe mâine și mâine n-aș mai avea ziua complet liberă. Așa că, orice ar fi, merg și stau acolo pe scaun și îmi fac programările. Dar vă iau și pe voi cu mine și vedem ce mai rezolvăm astăzi. Afară este soare, dar este foarte frig. Dar deja se simte că este luna octombrie. E foarte faină perioada asta, în schimb, trecerea așa de la cald la rece, nu e una foarte prietenoasă. Vă arăt și masa mea de astăzi. Am aici paste cu don, puțin sos de roșii de casă, puțină smântână de gătit și peste puțin parmezan. Miroase super, super bine. Gata, plecăm. Mă duce Florin și eu și Babili, ci ies din casă cu pastilele după mine. Of, tare nu-mi place mie când răcesc și parcă răcesc într-una. Nu știu de ce am imunitate așa de rea. Într-una răcesc. Gata, plecăm. I wanna run away, wanna make mistakes now, 'cause I... Vă arăt câteva cumpărături. Și o să încep cu orezul ăsta ca să îl ia Florin, să-l gătească. Am luat orezul ăsta care este cu ciuperci. Este prima oară când luăm. Vedem cum o să fie. Dar este interesant. Sunt cu mai multe arome, nu? Da, am impresia că sunt cu mai multe arome. Dar îl dau deoparte. Aici avem file de pangasiu. Se stâmpește super, super bun. Asta este telemeaua de vacă pe care noi o mâncăm cel mai des. O pungă dintre asta de orez. Orezul se duce cel mai repede la noi. Aici avem fedea, pentru că ne-a zis mama aia lui Florin că dacă o să punem fedea din asta și un cubleț din asta, o să ne iasă o supă super delicioasă. Am luat macaroane din astea, fulgi din astea de ovăz. Aici avem câteva condimente și avem usturoi, ceapă, piper. Am luat iarăși ceva ce nu am mai încercat până acum. Este pateuțul ăsta vegetal. Ăsta este cu măslinii. Iar ăsta este cu ciuperci. Este de la Inedit. Acum vedem cum o să fie.
dar vă ținem la curent și vă zic despre el în produsele Empties, dacă n-apuc în daily vloguri. Laptele ăsta, care este un lapte tot așa pe care noi îl folosim, smântână de gătit, ciocolată, nu prea vedeți la noi așa ceva, dar astăzi avem și ciocolată, avem și biscuiței ăștia din ovăz, nu sunt ei neapărat foarte sănătoși, dar sunt foarte gustoși, ciocolata asta cu lapte, unt de arahide, asta este unul dintre unturile mele preferate de arahide. Aici avem zmeură, aici avem mixul acela de legume, două cutii de cafea, o pâinii, câteva conserve dintre astea de ton în suc propriu, sunt luate de la Lidl și sunt foarte faine. Și știu că la ton este, trebuie urmărit, uitați-vă dacă îmi dau eu seama, știu că trebuie urmărit aici ceva ca să nu fie ton din acela rău cumva radiat. Și știu că tonul ăsta este unul foarte bun. Și banane. Cam astea sunt micuțele cumpărături. Am dormit un pic, iar acum am trezit, mi-am făcut aici o cafea cu lapte și o să mănânc și doi biscuiței din ăștia, din ovăz. V-am zis, nu sunt sănătoși, au zahăr. Să știți că dacă vedeți dulciuri din fulgi de ovăz și poate mai mult bio, să știți că asta nu înseamnă că nu au zahăr sau că sunt sănătoși. Au la fel de multe calorii ca orice alt dulce, să știți. Dar oricum nu mă simt foarte bine, așa că în perioada asta o să îmi ascult cumva corpul și dacă simt să mănânc și câte ceva dulce, o să mănânc. Nu o să fie nicio problemă. Ia, uitați ce am eu aici! Faimoasele căni de la Pepco. Eu, în special, îmi doream cana asta foarte tare. Mi se pare foarte drăguță. Vedeți pe mine colonia. Dar mi se pare atât de drăguță. Foarte faină este. V-am inserat eu poză într-un clipuleț trecut și foarte multe fete mi-au răspuns și au spus că astăzi vor mai băga. Într-adevăr, au băgat. În schimb, eu le-am găsit doar pe astea două. Mai era încă una din seria asta, cea cu dovlecel. Pe aceea chiar o căuta și sora mea, dar nu am găsit-o. Singurele pe care le-am găsit au fost astea două și o să le păstrez pe amândouă. Chiar m-au rugat multe fete și mi-au spus că dacă merg și găsesc mai multe, să cumpăr și pentru ele și să le trimit. Dar nu am găsit, erau doar astea două. Tare mult am căutat eu cănița asta, să așa de fericită. Și să știți că le-am găsit în Pepco-ul de la Petrodava. Tind să cred că astăzi a fost ziua educației și copilașii au fost liberi și tind să cred că multe s-au vândut deja dimineață. Pentru că eu am mers la 1 și a mai mers și Florin și a căutat în 2. Într-adevăr, în galeria nu am ajuns. Mi-a mai răspuns cineva la un mesaj pe... la un comentariu. Mi-a mai lăsat cineva un comentariu aici pe YouTube. Și mi-a spus că nu sunt 3 magazine Pepco, sunt 4 în Piatra. Și așa este, 4 sunt. Doar că eu n-am reușit, ajung foarte greu în cel din galeria. N-am reușit să ajung, din nou n-am reușit să ajung nici astăzi. Am fost doar în Pepco-ul din Petrodava, de unde le-am și luat, în mall și nu mai era nimic și nici în Pepco-ul de la Orion. Așa că mă bucur tare mult că am reușit să le cumpăr. În special pe asta o voiam, dar dacă tot am găsit-o și pe asta, mi se pare tare simpatică și am zis că hai să o iau și pe asta. Arată tare drăguț. Multe ori mai târziu am ajuns acasă. M-am schimbat, am făcut duș, m-am demachiat. Am și dormit puțin. Mi-am făcut o altă cafea să beau și am venit aici în living, aici am și dormit și voiam să vorbesc ceva cu voi la unul dintre clipulețele recent postate, cel cu produse Empties, parcă. Mi-a lăsat cineva un comentariu, o doamnă, o doamnă, domnișoară, ceva în genul. Mi-a lăsat un comentariu în care mi-a atras atenția la faptul că mi se vedeau pantalonii de pijama.
de cele mai multe ori, să știți că eu atunci când filmez un clipuleț static în care vă vorbesc despre ceva sau vă prezint ceva cum a fost în clipulețul respectiv, vorbeam despre produsele Empties, eram schimbată cu o bluziță doar în partea de sus, în partea de jos într-adevăr aveam pantaloni de pijama, fiind conștientă că oricum voi nu vedeți cu ce sunt îmbrăcată în jos și n-are niciun sens. Cred că 90% din fetele care fac vloguri pe YouTube fac exact la fel. Dar nu asta era esențial. Oricum, eu m-am amuzat vorbind despre produsele respective. Persoana în cauză m-a întrebat de unde sunt pantalonii de pijama. Mi-am dat seama din start că o să fie un mesaj cu o oarecare tentă de răutate. I-am răspuns foarte politicos, bine, m-a și amuzat și i-am zis de unde erau pantalonii și a revenit cu încă un comentariu în care, mă rog, mi-a spus că apreciază că nu i-am sărit în cap și că m-am amuzat pe seama comentariului primit și mi-a mai spus și că apreciază că vin la voi aranjată și că majoritatea fetelor care fac YouTube apar în fața voastră foarte neîngrijite. Acum, bineînțeles că eu am luat și am înțeles comentariul care a venit cu o tentă de răutate, în ideea în care persoana respectivă mi-a zis să mă uit la cele două clipulețe postate cu vacanța aceea la Brașov, parcă era, și în general la toate clipulețele mele și mi-a spus că datorită faptului că eu repet de foarte multe ori că orice chestie este foarte, foarte drăguță sau așa, a spus că este foarte deranjant și că sună foarte rău și mi-a atras atenția să nu o mai fac și să nu mă mai repet. Să știți că, bine, eu i-am mulțumit pentru comentarii, oricum pentru mine comentariile de genul sunt toate constructive, dar să știți că am înțeles cumva că genul ăsta de persoane care vin și arunc așa o scânteie, la un moment dat o să facă și foc, pentru că sunt sigură că doamna respectivă o să mai revină la mine pe canal cu comentarii așa, cu înțepături. Dar vreau să vă zic că dacă nu vă place cum mă exprim sau cum vorbesc, puteți foarte bine să vă dezabonați sau pur și simplu să nu mă urmăriți. La mine exprimarea asta cu... Este foarte drăguță această cană sau cafeaua asta, este foarte, foarte bună și foarte gustoasă. Este o chestie pe care mi-am format-o datorită faptului că îmi place foarte tare și că sunt foarte încântată de o chestie anume. Așa că eu nu o să-mi schimb vocabularul sau nu o să-mi schimb exprimarea pentru câteva persoane care nu sunt de acord cu asta. Este foarte simplu. Eu, că doamna respectivă mi-a spus că așa mă exprim în toate vlogurile. Atunci de ce te uiți? Adică pentru mine asta este o chestie, cumva dacă te uiți la un clip, 2, 3, te uiți la 10 clipuri de ale mele și vezi că în toate 10 spun despre cana asta că este tare, tare drăguță și îmi place foarte, foarte, foarte mult, atunci de ce te mai uiți? E clar că eu așa mă exprim, nu-ți place, nu mă urmărești. Și legat de chestia asta cu faptul că în clipulețul respectiv era machiată și aranjată și mi-a spus că apreciază chestia asta, vreau să vă întreb și pe voi și vreau să vorbim puțin despre chestia asta. Și să știți că recent am văzut și câteva TikTok-uri de la câteva fete, mămici de altfel, care au primit comentarii în genul că arăți foarte neîngrijită, ești machiată, ai fire albe, vopsește-te, machiază-te când postezi TikTok-uri. Bine, persoanele respective erau mămici cu atât mai mult, dar vreau să vorbesc cu voi și vreau să vă întreb de unde și până unde a apărut chestia asta că dacă te prezinți într-un clipuleț nemachiată, ești nearanjată. Pentru că sunt fete care pur și simplu nemachiate arată mai bine decât machiate, adică sunt frumoase naturale. De unde până unde chestia asta? Chiar doamna asta care mi-a lăsat comentariu zicea că majoritatea când primesc un comentariu de genul și li se atrage atenția, spun că ele merg pe natural, dar de fapt sunt doar neîngrijite. Nu există chestia asta, adică eu nu merg pe ideea asta, cum și eu acum sunt nemachiată, pentru că am dormit, stau în casă, ar fi trebuit ce să fac acum, abia m-am trezit din 10 minute să mă duc repede la baie, să mă machiez ca să pot să vorbesc cu voi câteva minute, asta nu are nicio relevanță, de unde până unde chestia asta, sunt atâtea fete mămici care fac YouTube, mă foarte îndoiesc că, nu știu, dacă ai un bebeluș micuț, poți să stai 90% din timp machiată în ideea în care
îl atingi de fața ta, adică el te pupă pe față, tenul lui, fața lui, pielea, nu știu, se atinge de fața ta. Nu știu, contează mai mult să arăți bine în fața camerei decât contactul pe care l-ai cu copilul tău sau pur și simplu cum te simți tu. Eu, spre exemplu, acum am dormit, este prima zi de ciclu menstrual, sunt și foarte răcită și cu atât mai mult nu mă simt bine machiată, adică pur și simplu vreau să mă simt bine, să, nu știu, am starea aceea de confort, am ajuns acasă, m-am demachiat, m-am pus în pat, este starea aceea de stat în casă, de comoditate cumva, adică de unde până unde chestia asta și urmăresc foarte multe fete și mămici pe YouTube, nu prea vorbesc eu despre fetele pe care le urmăresc, dar urmăresc foarte multe fete din sfera asta vlogurilor și foarte multe primesc comentarii de genul că apar neîngrijite. Dar de unde până unde chestia asta, dacă eu sunt creator de conținut sau pur și simplu creez vloguri pentru voi? De unde până unde conceptul ăsta că trebuie să apari în fața camerei mereu aranjată și așa? Nu cred că sunt femei care din, nu știu, 24 din 24 sunt aranjate și doar machiate și se trezesc cu tenul ăla perfect ca în filme. Asta nu există. Așa că, în general, când primesc genul ăsta de comentarii, eu blochez utilizatorul. Doamna care mi-a lăsat, doamna domnișoara care mi-a lăsat comentariul respectiv, pe care o să vi-l și inserez pe aici undeva, pentru că l-am salvat și l-am trimis surorii mele. Puteți să-mi și dați o părere, poate doamna chiar o să vadă clipulețul și bănuiesc că dacă o să-l vadă o să revină cu un comentariu mult mai răutăcios, dar genul ăsta de comentarii sunt comentarii care sunt lăsate de persoane și ulterior vor veni cu comentarii mult mai răutăcioase. Mi s-a mai întâmplat așa de câteva ori să primesc un comentariu cu o înțepătură două, am lăsat utilizatorul așa, iar două, trei clipulețe mai târziu a venit cu comentarii mult mai răutăcioase, pentru că se vede că este ceva ce deranjează aici, dar pentru mine este foarte simplu. Nu vă place, nu vă urmăriți. Eu creez conținut pentru persoanele care mă urmăresc cu drag, care pur și simplu se uită la mine din plăcere. Îmi place să fac asta și nu o să mă opresc sau nu o să mă las de YouTube datorită câtorva persoane care, nu știu, cumva nu mă suportă când zic despre o chestie că este foarte, foarte drăguță sau consideră că este deranjant. Dacă este deranjant, puteți să mergeți la altcineva care, nu știu, se exprimă altfel. Eu sunt foarte natural aici cu voi. Mi-ar fi foarte ușor să-mi scriu un text pe o foaie, să-l citesc și gata, fac YouTube. Nu, încercați să fiți un picuț mai, nu știu cum să zic, mai detașați așa când priviți clipulețele astea. Nu vă mai uitați la ele și căutați orice defect sau, nu știu, în clipulețul respectiv era un clipuleț cu produse Emtis în care chiar vă arătam produse pe care le-am folosit și vă vorbeam despre ele. Adică cred că era irelevant cu ce eram îmbrăcat în partea de jos sau că aveam pantaloni de pijama sau că am spus despre o chestie foarte drăguță sau că mi-a plăcut foarte, foarte mult. Încercați să luați, nu știu, informațiile utile, uitați-vă ca să vă relaxezi, nici de cum pentru altceva. Gata, mă duc să fac mâncare, am vorbit cu voi foarte mult. Mă duc să fac ceva să mănânc și vă arăt și vouă. Să facem paste carbonara, dar nu o să le facem, o să le facă Florin. Vă arăt și cum le face el și vă arăt și ce folosește. O să avem nevoie de paste din astea, gălbenușuri de ouă, bacon, dar puteți să luați mai multe chestii pe partea asta. Mai este și ceva altceva, nu? Ceva anume pentru pastele carbonara. Da, dar noi facem cu bacon, că ne place, am mai făcut. Cum o găsești, de-aia e bună. Da, parmezan, sare, ulei de măsline și puțin piper. Astea sunt toate ingredientele de care avem nevoie, dar vă explică Florin imediat cum le face. Am cântărit pastele, deci arată așa de fain, sunt foarte gustoase pastele astea. Și când fierbe apa, le punem la fiert. Punem sare în apă mai întâi. Tăiem baconul ăsta așa, fâșiuțe, subțirele. Dar bine, nu foarte subțiri, că oricum el se mai topește așa din grăsime la prăjit. Și tăiem așa, fâșiuțe. Ambalajul ăsta o să meargă la produse Emtis. Am văzut că v-au plăcut produsele pe care vi le-am arătat și o să facem cu produse alimentare de acum, că știu că vă place. Știți că ăsta este super gustos. E foarte bun.
Am pus puțin ulei de măsline, dar nu foarte mult, pentru că baconul oricum lasă grăsime. Îl învârtim puțin, pun capacul peste și aici fierb pastele. Am pus puțin apă de la paste, de acolo, de la fiert cu poronicul. Învârtim și lăsăm la foc mediu. Și pastele sunt aproape fierte. Oricum, procesul ăsta durează foarte puțin. Ele se fac în, nu știu, jumătate de oră maxim, cam așa. 50. Și nu sunt niște paste dietetice. Ele sunt foarte calorice, dar din când în când așa merg, nu? Am pus între 4 și 6 albușuri, acum pun undeva la 60-80 de grame de parmezan. Ăsta e deja ras. Bine, noi facem o cantitate un picuț mai mare, dar voi puteți să faceți... Dar eu mănânc mult. Da, voi puteți să adaptați la cantitățile. Am pus parmezan. Clasica rețetă de paste carbonare, nu e nimic complicat. Noi doar v-am arătat cum o facem noi, dar o găsiți pe tot internetul. Pe? Fără smântână. Da, paste carbonara fără smântână. Să știți că, în general, pastele carbonara se fac fără smântână. Da, așa e rețeta, e clasic, așa e. Acum majoritatea adaptează și pun și smântână, dar în mod normal rețeta e fără. Deci noi o facem fără. Am amestecat și urmează să le punem mai acuși. Am mai pus încă o dată un polonic dintre ăsta de apă. Acum, na, voi puneți cât vreți. În general se mai adaugă apă ca să nu iasă uscate. Pentru că atunci când o să punem gălbenușurile cu parmezanul, ele tind să fie uscăcioase așa dacă nu puneți apă și ele ies mai suculente când punem apă aici în bacon. Deci, Florin acum strecoară pastele de apă, urmează să le adăugăm în tigaie și am mai păstrat aici puțină apă pe care urmează să o punem apoi dacă vedem că mai trebuie. Dacă nu, nu o să mai punem, dar cred că cu siguranță cantitatea asta tot o să intre acolo. Adăugăm pastele. Sunt foarte faine pastele astea. Noi de obicei luăm pastele alea integrale, care sunt și mai subțireli și au și altă formă. Așa că de asta sunt atât de entuziasmată de pastele astea, care atât de fine. Noi ne-am mai făcut paste dintre astea carbonara și am făcut tot cu paste din astea și sunt foarte faine. Și de acum pun soarele, dar să știți că se simte toamna așa în toată regula, chiar dacă nu avem copăcei atât de galbeni. Frunzele încă sunt verzi, dar se simte așa atmosferă de toamnă, e foarte fain. Punem și apa asta peste, iar apoi venim cu gălbenușurile. Am pus-o pe toate până la urmă. Iar apoi venim cu gălbenușurile și cu parmezanul. Pentru că pastele o să tragă toată apa, chiar dacă nu. Da. V-am zis că noi facem o cantitate un picuț mai mare, că Florin mănâncă mai mult. Dar voi adaptați. Foarte tare îmi place lumina asta de aici. Trebuie să ridic așa, ca să-l vedeți și pe Florin. Trebuie să ridic așa în sus ca să-l vedeți și pe el, că eu sunt micuță de statură. Părul meu! Așa suntem noi, naturali, nu ne îngrijiți, naturali. Am dat focul la minim, ba chiar oprit și acum pun parmezanul cu... Uite, am pus cam mult parmezan, dar asta e. Noi am mai făcut și ieri pastele astea și am pus mai puțin parmezan ieri. Astăzi am pus un pic mai mult, dar avem și mai multă apă, deci cred că o să iasă foarte gustos. Am mai făcut o dată, de fapt Florin mi-a făcut o dată, mai la începuturile noastre așa, pastele astea carbonara și-a pus prea mult parmezan și au sfârșit fiind aruncate mai bine de jumătate. Așa că noi mereu când punem foarte mult parmezan zicem că nu-i bine, dar văd că au o textură foarte faină. Vezi? Arată foarte bine și miroase atât de bine. V-am zis că nu sunt dietetici. Sunt foarte calorice, avem o bombă calorică aici, dar sunt niște paste tare faine și foarte gustoase. Și tada! Cam ăsta este rezultatul final. Nu puteți să simțiți cât de bine miroase, nu o să simțiți nici gustul, dar o să fie super bunuțe. Să avem poftă! Poftă bună, Florin, nu? Da. Și piper. La final, de pentru cine vrea. Noi de obicei punem puțin piper și amestecăm. Noi oricum mâncăm destul de picant amândoi. Da, nu punem foarte mult, dar tot punem. Deci n-are sens să vă zic cât de bune sunt. Foarte, foarte bune. Bine, în ultima perioadă noi am mai mâncat așa chestii care nu sunt neapărat sănătoase. Astea sunt super bunuțe. Și acum avem partea asta, care este partea neplăcută pentru o masă gustoasă. Pun să spăl vasele astea, să curăț chiuveta și apoi punem să ne uităm la un film.
Vă arăt și vouă la ce film ne uităm. Voiam să vă zic că noi ne-am uitat aseară la un film recomandat de fratele meu. Îl găsiți pe Netflix. Este un film de groază și se numește Bird Box. Voi inserez eu pe aici. Și vreau să zic că am plâns tot filmul. Deci la un moment dat plângeam în hohoti. Nu mi s-a întâmplat niciodată să plâng chiar atâta de mult la un film. Și este și o parte a doua pe care o vedem astăzi. Partea a doua se numește tot Bird Box, doar că mai este și Orbește Barcelona. Așa că vedem cum este și dacă o să plâng și la partea asta. Am început să fac o pasiune pentru filmele de groază. Culmea, înainte nu prea mă uitam. Dar acum mă uit și eu și Florin. Așa că asta punem să facem, să ne uităm la partea a doua din filmul ăla de aseară. Sper să nu mai plâng la fel de mult, dar aseară efectiv eram umflată de plâns de la filmul ăsta. Asta este filmul de astăzi, este partea a doua de la cel pe care vi l-am inserat eu. Punem să ne uităm, tare curioasă sunt. După 50 de minute, că nu este. Așa este, mic update. Am oprit filmul după 50 de minute, nu m-a prins partea a doua. Mi se pare că se repetă aceleași întâmplări, ori că știu eu ce se întâmplă, ori nu știu. Dar nu m-a prins deloc. Ori că nu știu, personajul principal nu mă atrage, nu știu. Dar mi se pare că se repetă personajul principal, dar de alți oameni, eu moară și tot așa, nu. E o chestie neinteresantă. Mă duc să editez un clipuleț care să apară la voi. Cred că zilele următoare, mâine sau luni. Și nu mai fac nimic. Florin își pregătește laptopul să se joace Metin și are și meci. Și pentru că are și meci și-a adus masa din bucătărie aici ca să se poată uita la televizorul de aici, la meci, în timpul în care se joacă. Minunat!